Salut și v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi facem o simulare specială, o simulare cerută de un abonat care mi s-a părut foarte, foarte bună ideea. Astăzi transferăm fiecare capitan din primele 20 de echipe, cea mai bune echipe din EFC 24, le transferăm capitanii. Acestea sunt primele echipe, avem Manchester City, Real Madrid, Bayern, Barcelona, Liverpool, PSG, Arsenal, Tottenham, Borussia Dortmund până la Lazio. Lazio este, practic, cu Lazio începem. Avem foarte, foarte multe echipe și la fiecare echipă o să transferăm câte un jucător. Și acel jucător o să fie capitanul echipei. E bine, înainte să începem, nu uitați acolo dacă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul de like, să strângem cât de multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja pentru a strânge acolo un ca subscriber și desigur, dacă tot v-ați abonat, nu uitați acolo să activați clopoțelul pentru a primi notificări mereu când postez ceva nou. Bine, acestea fiind spuse, noi o să ne apucăm să transferăm acei capitani. Însă, vom simula și un sezon. Formația desigur că o să aleg eu, depinde acum ce jucători avem. Acești jucători nu ne interesează, nu se băgăm în seamă, o să-i transferăm dacă este nevoie. Bugetul este imens, avem buget nelimitat pentru că avem jucători foarte, foarte buni și nu cred că o să ne jucăm 1 milion, așa că avem buget nelimitat și cred că putem începe cu prima echipă, care este desigur Lazio. E bine, capitanul echipei este desigur Immobile, Ciro Immobile, un jucător bătrân, 33 de ani, însă un jucător de istorie acolo la Lazio. Nu știu exact câte sezon am jucat, dar știu că a fost foarte bun și că este de fapt în continuare un jucător iconic al echipei. Noi data asta îl vom transfera pentru că este capitanul acelei echipe și chiar scurt cât o să dăm. Ei bine, și Ciro Immobile vine la echipă. Un capitan avem, mai trebuie 19. Pe suma de 46 de milioane de euro. Ei bine, mergem și punem momentan aici pe Immobile. În funcție de ce jucător transferăm o să scăm și formația, dar momentan avem un capitan Immobile. Și trecem la următoarea echipă, care este Juventus. Ei bine, următorul jucător este de la Juventus și este Danilo, un jucător destul de fabulos acolo la Juventus, care de-a lungul timpului cred că a fost și la alte echipe, dacă nu mă înșel, însă un capitan foarte bun. El o să găsesele puțin, are 31 de ani totuși, însă are 81 overall, destul de bine pentru el. E bine, și Danilo vine la echipa, al doilea capitan, ne mai trebuie 18, pe suma de 20 de milioane vine el. Intră și el aici la fundaș și trece la următoarea echipă, care este RB Leipzig. E bine, iar de la RB Leipzig avem desigur pe Willy Orban, un jucător foarte, foarte bun pe defensivă, care rupe foarte bine acolo. Un jucător destul de bătân, 30 de ani, care încă are overall destul de frumos, 83, însă care o să ne coste puțin mai mult, însă avem bani necesari. E bine, și Orban vine la echipă, un jucător foarte bun, și trece la următoarea echipă, care este Bayer Leverkusen. E bine, și de la Leverkusen avem un portar care este, mi-e foarte greu să-i pronunț numele efectiv, o să încerc totuși, Hradecki, cred că ăsta e numele lui. Un portar destul de ok, însă nu este cine știe ce, destul de bătând, 33 de ani, însă este capitanul celor de la Leverkusen. E bine, și avem și primul capitan portar venit la echipă. Trece la următoarea echipă, care este Chelsea. La Chelsea, de câte am văzut, capitanul este Reece James, un fundaj dreapta foarte, foarte bun, de la Chelsea, care sunt sigur că o să ne ajute. Are 23 de ani, overall-ul este bun, așa că un capitan chiar foarte bun de la echipă. Însă totuși o să ne coste un pic mai mult. E bine, și mai bine un nou capitan, capitanul celor de la Chelsea. Următoarea echipă este Aston Villa. E bine, și de la Aston Villa, capitanul lor este McGinn, un mijlocaș destul de ok, puțin bătrân, overall-ul nu este cine știe ce, însă este capitanul echipei, așa că îl vom transfera. E bine, și capitanul celor de la Aston Villa vine la echipă, McGinn este la echipă. Următoarea echipă este Napoli, iar capitanul celor de la Napoli este Di Lorenzo, un right back destul de bun, chiar foarte, foarte bun, cu overall destul de bun și el, 85 overall. Din păcate, l-avem pe Reece James, dar cred că îl mutăm pe stânga sau facem noi cumva și îl băgăm în echipă. E bine, și capitanul celor de la Napoli vine la noi în echipă, Di Lorenzo, un nou right back. Următoarea echipă este Borussia Dortmund, iar la Borussia Dortmund capitanul este Emre Can, un mijlocaș foarte, foarte tehnic și foarte bun. 82 overall are el, este capitanul Borussia Dortmund, așa că îl vom transfera. E bine, Emre Can vine la echipă, capitanul cel de la Borussia. Următoarea echipă însă este Tottenham Hotspur, iar capitanul cel de la Tottenham este desigur Heung-min Son, un jucător fenomenal, un jucător chiar foarte, foarte bun, cu 87 overall. Până acum are cea mai mare overall din jucătorii pe care am transferat. Clar este capitanul echipei, este fabulos efectiv jucătorul ăsta, așa că și noi îl vom transfera. E bine, și Son vine la echipă, capitanul celor de la Tottenham Hotspur. Următoarea echipă însă este Newcastle United, iar capitanul lor este Lars Chels, cred că așa se pronunță. Nu-l cunosc pe acest jucător absolut deloc, dar este capitanul lor, așa că
că o să intre în echipă, destul de slăbuț însă. E bine, și capitanul celor de la Newcastle intre și el în echipa aceasta. Iar următoarea echipă este Manchester United. Iar de la Manchester United n-avea cine altceva să fie decât Bruno Fernandes, un jucător fabulos, efectiv fabulos, de la Manchester United. Overall mare, vârsta este destul de ok, staturi foarte bune, o să ne coste ceva, așa că, da, haide să cheltuim banii pe el. E bine, și capitanul celor de la Manchester United intră în echipă, Bruno Fernandes. Următoarea echipă însă este Arsenal, iar capitanul celor de la Arsenal este Martin Odegaard, un jucător efectiv foarte, foarte, foarte bun. 24 de ani, 87 overall, ce mai vrei? Da, este un jucător foarte fabulos, care de-abia aștept să-l avem la noi în echipă și o să ajute foarte mult echipa. Așa că haideți să transferăm capitanul celor de la Arsenal. E bine, și McGinn va trebui să coboare pentru că vine Martin Odegaard, capitanul celor de la Arsenal. Următoarea echipă însă este Inter Milano, iar capitanul de la Inter este Lautaro Martinez, un striker foarte, foarte, foarte bun. 88 overall pentru el, cel mai mare overall din echipă. 25 de ani, argentinian, un jucător fabulos efectiv, care desigur că o să coste foarte, foarte mult, dar nicio problemă, avem bani nelimitați. E bine, și Immobile va trebui să coboare aici pe banca de rezervă, pentru că vine Lautaro Martinez, capitanul celor de la Inter Milan. Trecem mai departe și următoarea echipă este Atletico Madrid, iar capitanul celor de la Atletico Madrid este Koke, un jucător fabulos, atât pot să zic, un jucător fabulos. 84 overall, 31 de ani, destul de bătrân, însă chiar foarte, foarte, foarte bun în viața reală. De aceea este capitanul celor de la Atletico Madrid. Ne va costa destul de puțin, așa că hai să ne băgăm pe fir, că deja este băgată Bayern. E bine, și Emre Can se duce mai jos puțin pe banca de rezervă, ca să intre Koke, capitanul celor de la Atletico Madrid. Iar trecem la următoarea echipă, care este Paris Saint-Germain. Iar capitanul de la PSG este, desigur, Marquinhos, un fundaș foarte, foarte, foarte bun. 29 de ani, 87 overall, o să ne coste, dar nicio problemă. Așa că hai să transferăm capitanul celor de la PSG. E bine, și la Chelsea va trebui să coboare puțin în jos, pentru că a venit Marquinhos, capitanul celor de la Paris Saint-Germain. Iar trecem mai parte cu următoarea echipă, care este Liverpool. E bine, și capitanul celor de la Liverpool este, desigur, Virgil van Dijk. Un fundaș, ce să mai zic, extraordinar, poate cel mai bun fundaș din lume, cu 89 overall și 31 de ani, totuși o să ne coste undeva la 100 de milioane. Așa că haideți să transferăm capitanul lui Liverpool. E bine, și Danilo va trece și el puțin mai jos, pentru că a venit monstrul de van Dijk, capitanul celor de la Liverpool. Și cu asta trecem la următoarea echipă, care este Barcelona. E bine, și capitanul Barcelonei este Sergi Roberto, un fundaș dreaptă destul de ok, de cât am auzit, dar totuși este capitanul lor, așa că îl vom transfera. E bine, și Sergi Roberto, capitanul celor de la Barcelona, intră și el pe banca de rezervă. Și am intrat în ultimele trei echipe. Următoarea echipă însă este Bayern München, iar capitanul lor este, desigur, Manuel Neuer, un portar efectiv excepțional, excepțional, dar care are 37 de ani, foarte bătrân, o să ne coste, wow, 3 milioane de euro, atât, doar atât ne costă acest portar foarte bun. Da, clar transferăm capitanul celor de la Bayern München. E bine, și se pare că ne schimbăm portarul, pentru că la echipă vine Manuel Neuer, capitanul celor de la Bayern München. Și trecem la a doua cea mai bună echipă din EFC 24, Real Madrid. Iar, e bine, de la Real Madrid nu este un jucător fabulos cum te aștepta, este Nacho Fernandez, care este totuși capitanul celor de la Real Madrid. Așa că desigur că îl vom transfera, iar Nacho va intra și el pe banca de rezerve, capitanul de la Real Madrid. Și trece la ultima echipă, cea mai bună echipă din EFC 24, este desigur Manchester City. E bine, și capitanul celor de la Manchester City este KDB, cea mare overall de la noi din echipă. Este capitanul lor, așa că desigur că îl vom transfera la echipă și o să ne ajute enorm, enorm o să ne ajute, chiar dacă are 32 de ani. E bine, Koke o să se ducă și el pe banca de rezerve, McGinn și el mai jos din cauza că nu mai avem loc aici, și o să vină desigur KDB, capitanul celor de la Manchester City. Avem o echipă foarte frumoasă, însă poate vă întrebați acum, cine o să fie capitanul la această echipă? Adică, na, echipa capitanilor trebuie să aibă un capitan. Și eu cred că cel mai corect este să luăm capitanul cu cel mai mare overall. Și acesta este Kevin De Bruyne. E bine, formația asta, dar nu-mi place, așa că o vom schimba. Și o să folosim o formație de genul acesta, arată mai bine, zic eu. James o să-l facem pe stânga, ca să-l poată să joace pe stânga până la urmă. Di Lorenzo pe dreapta, fără nicio problemă. Odegaard, Bruno Fernandes și KDB în mijloc cu Koke.
Iar tot să facem și pe Son Striker. Van Dijk, Marquinhos, Neuer în defensivă. E bine, și am făcut repede repejor pe Son și pe James. Pe Son a făcut Striker și pe James l-am făcut sigur left back. O să joace left back, left wing back, cum o să vreau să joace. Și cam așa va arăta echipa. Noi desigur că o să simulăm un singur sezon să vedem ce reușește echipa capitanului să câștige. Și e bine, simulăm sezonul cu numărul 1 și singurul cu echipa capitanilor. E bine, sezonul s-a zerat. Hai să vedem cum arată echipa capitanilor și arată destul de bine, au crescut puțin jucătorii, însă majoritatea erau bătrâni. Neuer 83 overall. Da, a scăzut mult. Haideți să vedem cine a scris cea multe gol la echipă și este desigur Lautaro Martinez. Pe locul este KDB, Bruno Fernandes și la asisturi este Heung-min Son. Gata de ori se poate să câștige cineva? Nu, Martinez este tocmai pe 8. Haideți să vedem cu Sheffield United, echipa capitanilor, unde se clasează în Premier League. E bine, clar, trebuie să fim în top 10. Da, ok, suntem în top 10. Hai să vedem totuși, ok, locul 9, Manchester United, Everton, Fulham, Arsenal, ok, Newcastle United, suntem în top 4, deci capitanii au reușit să ducă această echipă în Champions League. Hai să vedem dacă suntem mai sus, poate, și ok, suntem pe locul 4. Ok, bă, destul de ok, destul de ok, având în vedere ce echipă avem, echipa capitanilor, au reușit totuși să ajungă în Champions League. Hai să vedem Emirates FC dacă reușim, nu reușim, Carabao Cup reușim, nu reușim, iar în Champions League n-am jucat. E bine, și cam aici se încheie videoclipul nostru. Îi mulțumesc foarte mult abonatului care mi-a dat această idee, pentru că chiar este o idee foarte interesantă. Echipa s-a descurcat destul de bine, zic eu, la vârsta pe care o au, s-a descurcat destul de bine. Să-mi spuneți în comentarii dacă știați deja capitanii la aceste echipe, pentru că, să fiu sincer, înainte să-i caut, nu știam exact la toate echipele cine e capitanul, doar la câteva. E bine, dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz când ați făcut deja, ca să ajungem la 1000 subscriberi și, desigur, dacă tot v-ați abonat, nu uitați acolo să activați clopoțelul pentru a primi notificări când postez ceva nou. Eu am fost Andrei Labait, pa, 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 pa.